încă un caz de coronavirus. Este vorba de o persoană din Turda. Asistenta medicului de familie de la Policlinica Veche din Câmpia Turzii, Sebastian Oltean, a fost depistată pozitiv cu COVID-19. Se pare că femeia este din Turda, iar după ancheta epidemiologică s-a dovedit că a intrat în contact cu primul caz confirmat cu noul coronavirus din Turda. Toți cei care au avut contact direct cu dânsa au intrat în autoizolare la domiciliu. Până în momentul de față, în Câmpia Turzii sunt 105 persoane aflate în izolare, nicio persoană în carantină și niciun caz pozitiv. Shooting stars above the city lights.